Intersecția în cauză este cea de la piața mare. În fața casei cărții, unul dintre stâlpii de pe trotuar a fost îndoit. Reprezentanții Direcției Servicii Publice Sport și Agrement care se ocupă de situație bănuiesc că a fost vorba despre un accident neraportat, mai ales că ei nu au primit niciun fel de informare în acest sens. În schimb, asta au constatat angajații instituției care s-au dus acolo să vadă ce s-a întâmplat. În urma constatărilor efectuate în teren s-a observat că semaforul de la fața la casa călții este defect, probabil că în urma unui accident rutier. Dimineața la prima oară au fost trimise echipele. Tot astăzi au reușit să schimbe și stâlpii. I-au fixat în beton și urmau să repare și semafoarele care nu mai funcționau de cel puțin două zile. S-au remediat partea mecanică, adică schimbarea stâlpilor și fixarea lor în beton, iar până în ora 3.30-4 se locuiește și lentila, defectă. În urma unui accident rutier bănuim noi, încă sesizarea nu a venit la noi oficială, doar constatarea noastră a fost. Marți după amiază, două mașini au fost avariate în urma unui accident produs în intersecția străzilor Marchian cu Calea Națională. Un autoturism Audi care circula dinspre bazar a vrut să vireze la stânga pentru a intra pe strada Marchian, însă nu s-a asigurat și a fost lovit de un autoturism Dacia Logan care circula pe calea națională dinspre Mol.